bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și sunt aici cu Răzvan. Pentru că astăzi o să jucăm pentru prima oară un joc care de-abia s-a lansat, adică Free Fire Max. Am zis bine? Bine. Sunt foarte emoționată pentru că am aici lângă mine un mare jucător, un mare gamer. Așa că de aceea este Răzvan alături de mine în acest loc ca să mă ajute pe Andra să, exact, să mă îndrume în artele jocului pe telefon, da. Înainte să începem să ne jucăm, voiam să vă spun că abia ce s-a lansat jocul și puteți și voi să-l downloadați din linkurile din descriere. Am auzit că este un joc foarte tare, așa că abia aștept să intru pe el și să văd despre ce este vorba. Deci, hai să începem! Bun, suntem aici pe joc. Chica, beginner, intermediate, fufu, veteran. Beginner. Hai să fim amândoi beginner. De ce înseamnă fufu veteran? Probabil știi foarte bine să joci. Free Fire veteran. Ah, da. Okay. Let's go! Apăsăm pe let's Mi-a go. Mi-a pus un nume, Marcus D1559K. Stai să vedem ce nume am eu. Hai să vedem. Deci sunt foarte curioasă. Sigur nu sunt de nume de fată. Am intrat în joc! Ah. N-am vrut să intru în joc, ce s-a întâmplat? Nu, e luat numele meu, nu-i corect. What? Eu mă duc. 0-1. Pe 1 o să punem. Dive. Let's go. Ce tare e! Plutești în aer. Deci aici în stânga e controllerul. Ăla e joystick-ul cu care te duci dreapta stânga. Apăs pe parașuta. Să apăs singur. Ok? Și acum țelul tău este să ajungi cu parașuta într-o casă, o căsuță. A, uite acolo. Invers, în față, așa. A, uite aici căsuță. Stai că și la mine începe. Da, să vedem sunt, sunt excited și eu. Ok, și te duci în căsuță. Ei, și acum trebuie să pășești. Mergi cu, vezi, cu degetul ți-arată. Așa, mă duc. Ăla-i joystick-ul din stânga. Da. Și ți-a apăsat pe joystick. Cu mâna stângă, cu mâna stângă. A, cu mâna stângă. Așa. Și din dreapta de acolo poți să tragi. A. Vezi, cu ăla miști. Stai că... Hai că te aștept, hai, stau aici. Poate mă împușcă cineva. Trebuie să mă ascund. Mă duc după un copac. Ok, dar nu cred că te împușcă nimeni. Doar că vezi că încă n-ai, văd că ai doar un... shotgun. Eu stau după acest copac. Nu, trebuie să duci. Ideea e că țelul jocului este să intri în... în case și să aduni arme. Bine, atunci mă duc către casă. Dar vreau să fii și tu lângă mine. Păi nu, că eu nu sunt, că acum cred că e doar tutorialul. Nu-mi place să stau singură. Bine, atunci o să ne mă descurc singură. Între timp o să intru și eu într-o casă. Hai să vedem. Am pușcat cineva. Am intrat într-o casă. Ok, și de ce schimb? Gata, am schimbat. Ia, am primit niște chestii. Stai că am văzut pe cine, vreau să nu pușc. Unde e? Am și un deus. Wow, ce tare! Dar de ce n-am avut? Vreau să aud. Care trage? Cineva a fost eliminat. Gata. Tu ai eliminat pe cineva? Nu, pentru că noi nu suntem în același match momentan. A, da? Că nu ne-am dotat friends. Vreau să fim. Da. Cum sar? Hai să ne gândim. Ia. Nu. A, uite, în dreapta ai lângă glonț un buton de jump. Asta de... din dreapta. Vezi? Asta de aici. Parcă vezi că mă fac gamerițe după jocul ăsta. Apropo, am un canal de gaming, îl găsiți în descriere. Da. Se numește Andra Gogan Gaming. N-am avut prea multă inspirație. N-am mai postat de ceva timp acolo, dar dacă îmi dați follow și ajungem la 10.000 de abonați acolo, o să încep să postez. Mă plimb pe străduțe. Dar te prinzi, adică vrei să-ți mai explic ceva? Nu, am vreun scop. Momentan să-i omor pe toți ceilalți. Cu ce împușc? Cu butonul ăsta mare de aici. Ia, vreau să exersez. Interes. Și din... dacă dai așa, tu spui ținta pe cineva și apoi apeși pe buton. Aoleu, stai că trage cineva pe mine. Aoleu, m-am urcat într-o mașină. Foarte bine, merge în față. Păi dai, eu omul ăla în față. Aoleu, nu știu să conduc. N-am permisul de conducere încă. Ce tare că merg cu mașinuța. E foarte interesant. Păi ce tare. Îmi place. Și mie îmi place. Sânge! Cineva mă împușcă! Lasă-mă în pace! Nu mă omoră! E primul meu joc. Ce face? Cum trage în mine? De unde trage? Păi, nu ți arată zona? Nu, ieși din mașină. Dar nu pot. Get off, așa. Și fugi acum, fugi.
Nu mai am viață prea mult. Vezi că e în stânga niște medicamente. A, dar tu nu ești în zona. A, nu, nu, nu. Nu trăgea în tine, era zona. Deci jocul funcționează așa. Tu ești într-o zonă, într-un cerc. Iar dacă cercul se strânge și tu rămâi în afara lui, îți ia viața. Păi și de ce nu mi-ai spus înainte asta? Stai că trage cineva în mine și... Mă cheamă Raiza. Cum recar? Bun, mi-a plăcut, a fost prima tură, a fost foarte bună. Eu stai un pic, eu aproape câștig. Da? Mhm. Ce să zic? Mai am 19 secunde până se strânge zona. Eu sunt bună la TikTok. Dar vreau să fiu bună și la jocuri, așa că jocul acesta, care se numește... Free Fire Max. Free Fire Max este jocul care pe mine mă va face să fiu pasionată de gaming. Pentru că îmi place să mă joc. Trebuie să recunosc că atunci când eram mică mă jucam în continuu pe calculator. Doar că nu am mai avut timp. Ia, te susțin. Locul 2. Bravo, Răzvan! Woo! Din câți? Câți era? 20. Wow! E ok. Ești foarte tare și a fost pentru prima oară când ai jucat. A fost pentru prima oară când ai jucat jocul ăsta, nu? Da, uitam level 2 deja. Păi, de capă. M-a prins, îmi place. Și dacă pe Răzvan l-a prins, atunci o să se deci joace chiar e mișto și am jucat multe jocuri. Arată foarte interesant și exact, mi-e place. Dar este wow. Și să-mi, stai să-mi formez eu mâna acum să mă joc, o să-i rup pe toți. Hai să-ți dau invite. Să jucăm amândoi? Da. Ah! Ce nume ai? Ia, arată-și mie. Raiza 1J1552Y? Parcă Raiza mă chema. Unde scrie? Da, uite în colț acolo. Da, pentru că Răzvan când era luat. S-a lăsat jocul acum 2-3 zile și era Răzvan Gogan. O fi luat și Ian Dragogan? Probabil că da. Ne place jocul Free Fire Max. Sunt foarte multe skin-uri interesante pe jocul ăsta. Ok, hai să încercăm. Îți dau invite ție. Ah, ești în grup, ok. Ok, vezi că acum o să jucăm versus alți player, deci o să fie greu, da? Player e online? Reluăm, da, player online. Din stânga, miști în ce față? Da. Te duci față, spate, stânga, dreapta. Da. De aici miști direcția. Da. Deci cu degetul ăsta te duci așa ca sau așa. Ca să mut în caz că vreau să-mi puși pe cineva. Tot cu ăla. Te duci pentru că ai ținta pe mijloc. Tu te duci cu vizorul tău spre persoana pe care vrei să o împuști. Okay. Și apoi când vrei să împuști, ai în partea asta de aici, ai un buton pe care poți să apeși și ți-a apăsat pe ăla. Bun. În colțul din dreapta sus ai numărul de gloanțe, deci trebuie mereu, dacă ești pe 0 nu mai poți să tragi. Și trebuie să mă duc într-o căsuță ca să fac rost de gloanțe. Exact. Tu hai. Primești prima dată un shotgun, doar că shotgun nu te ajută, trebuie să tragi la depărtare. Okay. Hai să încercăm. Hai. Se vede 6 secunde ca să poți să intri, wow. Sunt și eu aici. Suntem într-o echipă de 4 persoane, se pare. Salut, fraților. Eu o să fiu aia care nu face nimic. Mă bucur de cunoștință. Trebuie să stau eu cu tine. Cum te miști pe aici? Hai, poți dansezi? Poți dansezi? Nu știu, poți dansezi? Te întreb. Ok, foarte interesant. Deci, dacă lui Răzvan îi place, el este cel mai mare critic al jocurilor. Bă, dar e mișto, adică cred că o să-mi pierd ceva timp pe... Eu mă uit la mapă, m-am dus în colțul de sus și selectez un punct în care să ne ducem. Și eu ce fac? Așteaptă momentan până când... Mi-e frică, dar o să fie bine, sunt sigură. Nu, nu. E, acum vezi stegulețul ăla din dreapta? Da. Mișcă așa ca să te duci în direcția lui. Nu, o să apăs eu și o să iasă locul. Am ieșit? Da, și acum du-te așa în direcția asta. Perfect, și acum fă în așa fel încât să ajungi pe steag. Ești lângă mine? Da. Super. Cum? Adică mișcă din cursor. Cum? Care e cursorul? Cursorul ăla din stânga. Hai că sunt lângă tine. Ok. Și acum mergem intru și... Intru acolo. A, uite, te-am văzut. Mhm. Mă enervez că pe tine te cheamă Răzvan Gogan și pe mine... Bună. E, și acum tu trebuie să iei de pe jos chestii pe care le găsești. Wow, am luat o pușcă mare. Mhm. Și acum? Am văzut și o mașină, putem să mergem cu mașina. Da? Da, n-avem ce să facem momentan cu mașina. Mie îmi place să merg cu mașina, s-ar putea să am o dorință arzătoare să-mi iau permisul de conducere. Ce facem? Unde ești? Trebuie să avem grijă să nu tragă cineva în noi, că dacă trage cineva în noi, nu e bine. Ce se aude? Nu știu, aud și eu.
De unde se aude? Ah, sunt ple... E... Ne auzi pe noi? Trebuie să avem grijă. Nu, nu, tu tragi, tu... nu, trage altcineva, trage cineva în mine. Păi și ce fac? Gata, l-am... Mersi, Reza. Ești un frate bun. Nu, trage altul, trage altul. Unde, unde? Uite-l. Arauz. Dar nu știu să pun ținta. Aoleu, ai murit sau? Nu, nu, stai, ce m-am ascuns. Okay. Unde ești? Uite, mă vezi pe hartă unde sunt. Ideea e așa, în harta din colțul din stânga sus... Aoleu, stai că nu mai am gloanțe. Dar zi-mi și mie, cum o ținta asta? Două secunde. Cum adică? Miști, deci uite, tu de asta, asta e un deget și da? De asta la altă mișcă așa. A, am înțeles. Înțelegi? Îl atacă pe unul de la noi, dar nu știu unde e pe mapă unul de la noi. A, sunt departe ai noștri. Ce palpitant! De chiar e interesant, doar că mi-e frică să nu fie careva care trage în mine. Hai să luăm mașina, mergem la ei? Da. Deci te descurci până acum, da? Ești sigură? Da, eu sper, da, să... Deci țelul e mereu să dai de joystick-ul ăsta, să te duci în față și apoi să controlezi cu ăsta, da? De aici în ce direcție te duci. Cam asta e toată schema. Mi-am reîncărcat și arma. Hai la mașina aia, nu? Hai la mașina. Conduc eu. Sunt mai multe mașini. Unde ești, mă? Te caut. Mă ascund de tine. De ce te ascund de mine? Nu știu cum să ies de aici. A, uite. Așa, intră în mașină. Stai că m-am pierdut, nu știu să mai întorc. Nu mă claxona! Ok, hai să mergem la colegi. În speranța că nu ne împușcă nimeni până acolo. Mergem cu mașina! Wow, ca și cum i-am mai permis! Trage. E un player aici. Hai să tragem pe el. De-al nostru? Nu, e un player rău. Apare pe mapă cu roșu. Gata. L-a omorât colegul și eu am tras în el după la final. Perfect. Încă ei au luat mașina, văd. Fără noi, nu? Mhm. Ce problemă? Și-au dat seama că n-au cu ce. Hai, vină și tu în mașină. Uite că ne așteaptă. Oleu, dar nu să nu mai zic până că sunt prav. Hei! Stai un pic, ăsta a plecat fără tine. Cam viață, Răzvan, cam viață! Tragă în el, știi cum? Na, nu pot să trag în el. Cine trage? Cineva din spate. Aoleu, altcineva, sus. Unde? Gata, l-au luat colegi. Mamă, ce bine jucăm! Dar eu nu știu să joc bine. Trebuie să ai reacții rapide, adică dacă vezi, ideea e așa, pe mapă, dacă ți apare săgețică roșie, înseamnă că trage cineva în tine, știi? Nu, trebuie dacă mă la mapă. Nu știu să mă mut. Trebuie știu să merg. Are un cățel? Am murit cățel. Iarăși se trage, iarăși se trage. Unde? De sus. Vezi pe mapă? Vezi în colțul din stânga sus? Dar nu poți să nimerezi persoana. Cum nimerești persoana? Păi te duci cu punctul ăsta de aici, din dreapta, de la așa. Dar uite, eu mă pierd în astea. Păi nu te duci în jos, te duci în sus, aia e schema. E, nu-i cea mai simplă chestie, sincer să fiu, dar... De unde ai dispărut? Ah, doi. Uite, stai că am văzut un player. Te dragi? Eu l-am omorât. Te-am găsit. E, și acum se face zona din ce în ce mai mică, pe mapă. După, cum, ce e asta? Asta luminoasă? Nu. Opa, player, unde, sus. Unde? Uite, ți-apare pe mapă. Deci mapa din colțul din stânga, da. Vezi? Vezi cele două săgeți? Da, văd. Și unde e? Aoleu. Trage pe tine? Da. Nu, eu trag pe el. Unde e, sus? Stai un pic. Ăla e? Eu nu-l mai văd. L-am omorât! L-ai omorât? Nu știu. Da, cred că l-ai omorât.
Auzi, atunci când îți arată ăsta cu roșu, asta e bine, da? Da, da, da. Deci păi atunci am omorât! Ah, foarte bine. Asta e schema, deci tu te duci spre ei, trebuie să-ți arate cu roșu și după ce îți arată cu roșu, te întorci. Ok, hai să eu acum o să iau de la el tot ce avea pe are el. În 15 secunde, nu știu ce. Se face zona. Adică se micșorează zona și trebuie să avem grijă, mai sunt 9 în viață. În ce parte trebuie să mergem? Vino, vino în stânga, uite, vezi mapa de sus? Da, încerc? Du-te, da, încerc cu mare. E, hai, o mare schemă în jocurile de genul ăsta este să duci undeva la înălțime. De la înălțime ți-e mai ușor să omori lumea decât dacă ești sub ei. Da, deci trebuie să mergem sus, ok. Doar că sunt un pic cam singur și... Vin. Mi-e relativ frică. Vin eu, te ajut eu. Opa. Unde? În spate, am vrut să-l omor. Am omorât 7? Bravo! Hai că-l bunicel, nu-i rău. Unde? Ah, nu m-am omorât. Nu, cred că l-am omorât, nu, eu nu cred că l-am omorât. Cred că l-a omorât altcineva. De că vă aud pe voi. E foarte interesant, îmi place. Ce e aici? Eu mă zic că e cu pățelul. Unde? Aoleu. Unde e? L-am văzut eu. Eu nu văd. Gata. Deci te uiți după mapă. Da, eu mă uit pe mapă, dar că apoi nu-l văd. Faze că în funcție de unde ești tu, trebuie să te duci pe direcția de unde e pe mapă, știi? Da. Trebuie să te orientezi rapid pentru că altfel te omoară. Uite, unul e în față. Ah, gata, la omoră colegul. Nici nu mi-apare pe hartă ăla. Am câștigat! Wow, bravo! Wow! Primul joc, primul win! Bă, hai că ai învățat un pic. Ai omorât o persoană? Am omorât o persoană. Eu sunt sigură că am omorât. Și dintr-un glonț sau două, maxim. Băi, dar e mișto rău de tot, frate. De ce grafică și tot... Mie personal, mamă, care m-am mai jucat genul ăsta de jocuri, sunt șocat de cât de mișto. Foarte tare. Wow, ce tare. Hashtag 1 din 13. Ia, și acum dacă îi dai continue și te duci pe lobby, în colțul din dreapta jos, da. Hai să vedem dacă îți dă level up sau ceva. Uite, mi-a dat level up, am level 3. Și lobby? Da, lobby. Și uite, am primit o cutiuță și de la cutiuță, cred că am primit... 0-3, level 3. Wow. Mi-a dat Adfriend, cel cu care am jucat mai devreme. Și mie nu. Ne-am făcut 7 kill-uri, erau 20 pe mapă și am omorât 7. Ce drăguț, n-am crezut că o să-mi dea cerere, că am jucat cam prost. Hai mă, că ai jucat ok, băi, dar ai învățat ceva tot. Da. Cum ți se pare? Foarte tare! Mi se pare super interesant. Dar e foarte, mă enervează că nu pot să văd exact unde e omul. Trebuie să fii pe fază, trebuie, deci cu un deget să stai aici, cu celălalt deget să faci așa, după aceea să te uiți pe mapă, adică asta e și ideea de joc, adică trebuie să te concentrezi în 7.000 de puncte. E foarte tare. Și îl încolțisem aproape, nu! Refuz! Da, era super experimentat, ia uite-l ce avea pe el. Doamne, da, a fost foarte fain. Băi, ce bine a jucat. Mamă, ce tare a fost, am fost aproape. Dar trebuia să rămânem pe deal, să-l împușcăm de acolo. Păi nu, că era, avea avantajul cu zona, că noi trebuia să venim după el. Am făcut 11 kill-uri. Bravo! Și asta a fost cu Free Fire, wow, ce interesant. A fost o super experiență, deci chiar o să ne Free mai Fire Max. Free Fire Max, am împușcat și eu câteva persoane. E super ok, cred că a fost o super experiență pentru amândoi și vă recomandăm mult să-l instalați și voi, eu personal, mi-e place foarte mult. Da, și mie îmi place. Acum eu cred că o să încep să mă joc mai des. Cu tine îmi place foarte mult să jucăm amândoi. Da, și mulțumesc, Răzvan, că ai fost în vlogul meu de astăzi. Nu uitați să vă dau la dat și voi de pe linkurile din descriere Free Fire Max. Care are o grafică mai bună față de Free Fire prima variantă, exact. O mapă nouă, multe alte chestii pe care arată foarte bine totul și eu sunt foarte impresionată, deci chiar foarte mult. Eu zic că o să ne mai jucăm un pic așa. Da, mai facem vloguri de genul, exact. Sigur, deci dacă vă plac genul ăsta de vloguri, să ne scrieți în comentarii și noi o să ne mai jucăm. Exact. Mulțumim încă o dată, eu am fost Andra Gogan. Eu am fost Răzvan Gogan. Iar noi ne revedem data viitoare.